seara, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Ucraina este prima țară de pe lista de cucerire a Rusiei, iar Republica Moldova ar putea deveni următoarea țintă. Constatările aparțin președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și consilierului său Mihail Podoleac în urma unor declarații făcute de un comandant rus. Odessa a fost atacată astăzi de o ploaie de rachete lansate de forțele militare ruse, în urma căreia cel puțin 5 oameni au murit și orașele din regiunea Lugansk au fost bombardate continuu. Între timp, rușii pregătesc o nouă ofensivă în regiunea Harkov. Un copil decedat, un bărbat ajuns în stare gravă la spital și 3 mașini avariate este bilanțul tragic al unor accidente care s-au produs noaptea trecută în capitală. Focul Harig va ajunge în această seară la Chișinău, fiind adus de către reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Invazia Rusiei în Ucraina este doar începutul, iar declarațiile făcute de un comandant rus indică faptul că forțele ruse vor ataca și alte țări, a avertizat Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean, dar și consilierul său, Mihail Podoleac, susțin că intenția Moscovei de a avea acces în regiunea transnistreană este o dovadă clară că Ucraina nu este singura țară care intră în planurile de acaparare ale rușilor, iar Moldova ar putea deveni a doua țintă. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі вони хочуть захопити інші країни. Comandantul interimar al districtului militar central al Rusiei a declarat că noul obiectiv al Moscovei este de a prelua controlul asupra sudului Ucrainei și de a obține astfel acces în regiunea transnistreană. În replică, Zelensky susține că singurul teritoriu unde Rusia ar trebui să aibă grijă de drepturile vorbitorilor de limbă rusă este Rusia însăși. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних, це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя, нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось. Хоч щось, що нагадує нормальне життя. Și Mihail Podoleac, unul dintre principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, afirmă că Republica Moldova este următoarea țintă a Rusiei. Apetitul Moscovei continuă să crească. Acum obiectivul ei în sudul Ucrainei este accesul spre regiunea transnistreană, unde susține că rușii sunt oprimați. Evident că următoarea țintă a armatei de jefuitori și violatori este Republica Moldova, ceea ce dovedește încă o dată că Ucraina luptă astăzi pentru securitatea Europei, a scris Mihail Podoleac pe Twitter. În acest context, autoritățile de la noi consideră declarațiile comandantului rus neîntemeiate și care contrazic poziția Federației Ruse de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Totodată, ambasadorul Rusiei în țara noastră a fost convocat din nou la Ministerul de Externe. Reprezentanții Ministerului au reiterat că Republica Moldova este un stat neutru și acest principiu trebuie respectat de toți actorii internaționali, inclusiv de Federația Rusă. Războiul din Ucraina continuă pentru a 59-a zi. Autoritățile anunță că forțele ruse au bombardat astăzi localitățile controlate de țara vecină din regiunea Lugansk, dar și orașul Odessa. Rusia și-a intensificat atacurile de-a lungul întregului front de est și încearcă acum să organizeze o ofensivă în regiunea Harkov, la nord de Donbass. Între timp, armata ucraineană anunță o contraofensivă de succes în Harkov, 3 localități fiind eliberate. Odessa a fost atacată astăzi de mai multe rachete de tip calibru. Atacul a avut loc în jurul orei 15. În imaginile surprinse de locuitorii orașului se vede cum o rachetă zboară deasupra unei clădiri, moment urmat de sunetele bombardamentelor. Rachetele lansate de armata rusă au distrus un bloc de locuit, iar un bărbat și-ar fi pierdut viața. Noi imagini apărute pe rețelele sociale arată cum un grup de elicoptere rusești de atac zboară la o altitudine foarte joasă deasupra unor localități și lansează rachete nedirijate în sus, precum și lovituri de artilerie, trăgând practic la nimereală.
Potrivit serviciilor secrete militare britanice, forțele rusești nu au obținut niciun câștig major în ultimele 24 de ore, deoarece contraatacurile ucrainene continuă să le îngreuneze eforturile. Ministerul britanic al apărării a mai declarat că, în pofida cuceririi declarate a Mariupolului, în oraș continuă să aibă loc lupte grele, care zădărnicesc încercările rușilor de a cuceri orașul, încetinind astfel și mai mult progresul dorit de aceștia în Donbas. Toate orașele controlate de Ucraina din regiunea Lugansk au fost bombardate continuu astăzi de forțele rusești, iar barajul de artilerie se tot intensifică, a declarat guvernatorul regiunii. El a spus că trupele ucrainene au părăsit unele așezări din regiune pentru a se regrupa, dar această mutare nu reprezintă un regres decisiv. Atacurile au continuat și în Nicolaev și Harkov. Guvernatorul orașului Nicolaev a declarat că armata rusă a bombardat o cafenea părăsită, dar nimeni nu a fost rănit. Все в порядке. Сегодня ночью опять обстрелы. Ударили по кафе, знаете, в этом самом, там жертв нет, слава богу, линии столб один погнулся, стекла повыбивало. У меня такое ощущение, что там написано на картах было бомбардир. Но там решили, что там, наверное, бомбардировщики. Ну, слава богу, что никого нет. Лупте s-au dus și în Harkov. Președintele Administrației Militare Regionale, Oleg Sinigubov, a anunțat că armata ucraineană a desfășurat o contraofensivă cu succes în regiunea Harkov, astfel fiind eliberate trei localități. У нас є гарна новина. Вчора о 5 ранку наші збройні сили розпочали контрнаступ по Дрегачівському напрямку і внаслідок активних бойових дій, запеклих боїв, ми вибили ворога із таких населених пунктів, як Безруки, Слатино, Прудянка. Ministerul Apărării din Rusia a confirmat vineri pentru prima dată că echipajul crucișătorului Moscova a suferit pierderi umane atunci când nava a explodat și apoi s-a scufundat săptămâna trecută. Potrivit autorităților de la Moscova, un militar a murit și alți 27 de membri ai echipajului au fost dați dispăruți. Celalți 396 de membri ai echipajului au fost evacuați. În timp ce Kievul continuă luptele împotriva armatei ruse în sudul și estul țării, Pentagonul a invitat 40 de țări aliate să se întâlnească în Germania marți pentru a discuta despre nevoile de securitate pe termen lung ale Ucrainei. Totodată, secretarul general al ONU va merge marți la Moscova, unde se va întâlni cu Putin și Lavrov, după care a anunțat că va efectua o vizită la Kiev pentru a discuta cu Zelensky și cu Leba. În timp ce autoritățile din Mariupol anunță despre organizarea coridoarelor umanitare, armata rusă reia atacul asupra uzinei siderurgice Azovstal. Acesta este singurul loc în care au mai rămas forțe ucrainene care încă rezistă. În subsolurile combinatului se adăpostesc în acest moment peste 1000 de femei, copii și bătrâni. În Mariupol urmau să fie organizate astăzi coridoare umanitare. Un consilier al primarului din Mariupol a spus că plecarea coloanei a fost programată pentru ora 12, iar în autobuze vor putea urca doar femeile, copiii și persoanele în vârstă. Totodată, Alexei Arestovici anunța în această dimineață că forțele rusești au reluat atacurile aeriene asupra combinatului siderurgic Azovstal, unde rezistă forțele ucrainene rămase în Mariupol. Avocatul poporului din Ucraina a declarat că în jur de 1000 de civili sunt blocați în Azovstal, majoritatea fiind mame cu copii. Azov a publicat un filmuleț cu soldații ai batalionului ducând provizii unor civili care se ascund de mai multe săptămâni în subsolurile uzinei Azovstal. Подходьте, до вас трошки чогось вкусного привезли. Проходьте. Micuții aflați acolo spun că s-au împrietenit rapid unii cu alții, însă își doresc să iasă cât mai curând de acolo și să meargă acasă. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей, ну, не родителей, родных там. Aflați de mai multe săptămâni în adăposturile antibombă, oamenii duc lipsa de hrană. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы хотим видеть мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая, для нас это уже счастье. 27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Imagini din satelit din apropierea orașului ucrainean asediat Mariupol arată o groapă comună care s-a extins în ultimele săptămâni. O analiză a imaginilor de la mijlocul lunii martie până la jumătatea lunii aprilie indică că extinderea a început între 23 și 26 martie. Prim-ministrul Ucrainei susține că situația din Mariupol este cea mai mare catastrofă umanitară și poate cea mai grea
gravă catastrofă a secolului, în condițiile în care orașul port din sud-estul țării se confruntă cu bombardamente constante din partea forțelor rusești. La Ierusalim s-a produs din nou cea mai mare minune a Ortodoxiei. Focul Haric a coborât din cer deasupra Sfântului Mormânt, iar credincioșii s-au grăbit să atingă flacăra, care în primele minute nu strige. Ulterior, lumina sfântă a fost împărțită clericilor și miilor de credincioși care s-au bucurat de învierea lui Hristos. Vă spunem mai multe despre acest fenomen în continuare la știri. Serviciile de informații militare ucrainene au publicat un alt presupus apel vocal interceptat în care militarii ruși discută despre ordinele primite de la superiori de a executa toți prizonierii de război ucraineni în Popasna, regiunea Lugansk. Ministerul Apărării de la Kiev susține că acesta este încă o dovadă evidentă a crimelor de război. Interceptarea audio a fost postată de Serviciul de Informații al Ministerului Apărării al Ucrainei. În presupusa înregistrare audio interceptată se aude vocea unui soldat rus necunoscut care vorbește despre un ordin de ucidere a prizonierilor de război ucraineni. Ce pot să spun? Leachandra, старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда, я Салем. În mesajul de pe pagina Ministerului Ucrainean al Apărării se spune că aceasta este o crimă de război deschisă, o încălcare brutală a dreptului internațional și un alt exemplu grăitor că militarii ruși sunt criminali, violatori și jefuitori. Autenticitatea înregistrării nu a putut fi verificată, iar Ministerul Rus al Apărării încă nu a oferit comentarii. Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat anterior o presupusă interceptare a comunicațiilor unui comandant al unei unități terestre rusești, care a declarat că avioanele rusești plănuiau să radă totul la pământ, în jurul Azovstal din orașul port asediat Mariupol. Саша, какой там это будет взрыв, какое-то всё будет. Писец просто. Сказали сравнять всю землю. În timpul unei întâlniri cu ministrul rus al apărării, președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu este nevoie să se ia cu asalt uzina, dar că aceasta ar trebui înconjurată, iar celor din interior ar trebui să li se ofere șansa de a se preda. De asemenea, SBU a publicat anterior înregistrări audio din presupusul trafic radio interceptat care dezvăluie discuții ale soldaților ruși despre uciderea și violarea civililor, susținând acuzațiile de crime de război ale trupelor rusești. Пленных привозили, ними издевался. Пальцы отрублю, кисть отрублю, ставь на лопату, на кирпич. Я, орёт. Serviciul de informații externe al Germaniei a interceptat de asemenea presupuse comunicații radio în care soldații ruși vorbeau despre împușcarea soldaților și civililor din Ucraina. Observatorii militari au notat de asemenea o tendință a trupelor rusești de a folosi comunicații nesecurizate în Ucraina. În timp ce armata rusă pare să nu reușească să captureze orașe cheie din Ucraina, președintele Vladimir Putin își intensifică represiunea de două decenii împotriva informațiilor. Propaganda televiziunii ruse este crucială acum, așa că Putin a închis ultimele trei instituții media independente din Rusia, a interzis accesul la principalele platforme de socializare și a creat noi legi împotriva jurnaliștilor care îi sfidează propaganda și a insistat să numească războiul o operațiune militară specială. Здравствуйте, в эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. Rușii obișnuiți află zi de zi de la televizor că armata lor e mereu triumfătoare, nu a suferit nicio pierdere și nu comite nicio atrocitate, în timp ce soldații ucraineni ucid doar civili, suferă pierderi grele și pierd teritorii în fața trupelor ruse. В Луганской Народной Республике украинские силовики за сутки обстреляли 4 населенных пункта. По жилым кварталам националисты бьют прицельно крупным калибром, в том числе градами. În fiecare zi, Medlin Roach urmărește știrile de la Первый канал, unul dintre cele mai vizionate canale de televiziune de stat din Rusia, și a scris pe baza experienței zilnice un raport despre realitatea alternativă a rușilor. Russians who get their truth from the state media are
living in an alternate reality. La televiziunile rusești, rușii sunt prezentați ca niște eliberatori. They are presenting it like the Ukrainians want them there, they want to be liberated. They have been oppressed by this so-called Nazi government and they welcome Russia's intervention. В Мариуполе, кажется, и камни говорят о том, что пришлось пережить этому городу. Следы украинских обстрелов, живые свидетельства, вот что творили неонацисты, и об этом репортерам сегодня рассказывали местные жители. There's no surprise that so many people are just following along with the Kremlin's lines. It's the easiest thing for them to do. They don't see an alternative. They feel powerless. And it's information that they've been fed year upon year upon year by Putin and by the Soviet leadership back in those days. The government is creating this sort of hermetically sealed bubble that doesn't allow for information that contradicts the government to enter. Acum în Rusia este ilegal să vorbești despre această așa numită operațiune militară specială ca despre un război sau să o numești invazie. Putin's main goal was to prevent Russians from wanting democracy because he perceived his main political challenge as coming from the democracy movement and democracy activism in Russia. Majoritatea corespondenților occidentale au plecat, iar toată presa rusă independentă care exista înainte de război a fost acum interzisă. Mulți dintre acești jurnaliști au părăsit și ei țara, așa că adevărata poveste a ceea ce se întâmplă în Rusia este acum din ce în ce mai greu de spus. Un copil de doar 4 ani din municipiul Chișinău a decedat seara trecută după ce s-a împiedicat și a ajuns sub roțile unei mașini. Tot ieri noapte, în capitală, s-a produs un alt accident violent cu implicarea a 3 mașini, iar un alt șofer a lovit un pieton și a fugit de la fața locului. Toate cazurile sunt investigate de poliție. Potrivit oamenilor legii, ieri în jurul orei 18, o fetiță din satul Holboaca, municipiul Chișinău, care se juca în apropiere de curtea casei, a ajuns sub roțile unei mașini. Copila s-ar fi împiedicat și a fost lovită de un automobil care aparținea unei rude venite în vizită. Medicii ar fi încercat să salveze micuța, însă aceasta a decedat. Un alt accident care nu s-a lăsat fără victime s-a produs noaptea trecută pe strada Uzinilor din capitală. La ora 20:30 a fost solicitată intervenția IGSU după ce 3 mașini s-au tamponat. Unul dintre șoferi a rămas blocat între fiare. În urma impactului a avut nevoie de descarcerare conducătorul automobilului de marca Opel, ulterior fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ceilalți conducători implicați în accident rutier nu au avut de pătimit. Iar în jurul orei 1 noaptea, un bărbat de 38 de ani care se afla la volanul unui Mercedes a lovit un pieton pe bulevardul Ștefan cel Mare. Șoferul, care era în stare de ebrietate, a fugit de la fața locului, însă a fost găsit în scurt timp de oamenii legii. Conducătorul automobilului marca Mercedes a fost reținut în sectorul Botanica după ce a părăsit locul comiterii accidentului rutier. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie. Pietonul lovit, care trecea strada neregulamentar, este internat la spital în stare gravă în secția de reanimare. Testat alcool scopic, s-a constatat că șoferul avea în aerul expirat o cantitate de 5 ori mai mare de alcool decât norma admisibilă. Toate cazurile sunt investigate acum de poliție. Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și în acest an. Considerat drept o minune a Ortodoxiei, focul haric a coborât din cer deasupra Sfântului Mormânt. Tradițional, lumina a fost împărțită clericilor și enuriașilor care, la rândul lor, o vor răspândi în toată lumea. Pentru a fi primii care se bucură de învierea lui Hristos, mii de credincioși s-au adunat astăzi în fața lăcașului sfânt. Așa cum cere obiceiul, luminile din biserică au fost stinse. Înainte să coboare mormânt, patriarhul a fost verificat să nu aibă la el obiecte cu care ar putea prinde focul, iar un grup de preoți s-a asigurat că în Sfântul Mormânt nu există nicio altă sursă de foc. Momentele de liniște s-au instalat când patriarhul a intrat în Mormântul Sfânt, unde a spus rugăciuni, până când s-a produs minunea. Ropote de aplauze s-au auzit minute bune după ce lumina sfântă a fost adusă credincioșilor prezenți în biserică. Oamenii s-au grăbit să atingă focul care în primele minute nu frige.
Lumina a fost împărțită rând pe rând tuturor celor aflați în lăcaș care s-au bucurat de minune. Potrivit ritualului, Patriarhul Ierusalimului intră în capela mormântului, îngenunchează în fața pietrei pe care Hristos a fost pus după ce a fost răstignit și se roagă. Lumina pornește din piatra albastră care aprinde și lumânările Patriarhului. În acest fel se produce fenomenul considerat cea mai veche minune a creștinității. Deocamdată oamenii de știință nu pot explica acest fenomen. Se spune că dacă în Sâmbăta Mare, în biserica din Ierusalim, focul haric nu se aprinde, în acel an va fi sfârșitul lumii. Focul haric a ajuns în această seară la Chișinău, fiind adus la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului de către reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Colega noastră, Francesca Gânda, este acum la catedrală și vine cu ultimele informații. Francesca, bună seara! Bună seara, Iuliana, bună seara tuturor! Focul haric urmează să ajungă aici, la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, în câteva clipe. Asta deși anterior Mitropolia a anunțat că focul va ajunge aici la ora 19:30. Aeronava care aduce focul haric din Tel Aviv deja a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău, iar focul a fost preluat de Mitropolitul Vladimir. În acest an, Mitropolia a anunțat că niciun reprezentant al Mitropoliei nu a plecat la Tel Aviv să ia focul haric, ci acesta a fost adus de un grup de enoriași cu o cursă charter cu itinerarul Tel Aviv-Chișinău. Aici, în fața catedralei, în ciuda timpului ploios, zeci de oameni au venit cu umbrelele în mâini și așteaptă să ia focul haric acasă. Totodată, ordinea publică este supravegheată de carabinieri. În această noapte, peste 600 de salvatori și pompieri vor fi la datorie, iar numărul polițiștilor care vor asigura ordinea publică a fost mărit cu 30%. Acestea sunt informațiile. Iuliana, Francesca, mulțumesc! În Sâmbăta Mare, sute de oameni au luat cu asalt tarabele vânzătorilor din piața centrală, grăbindu-se să cumpere de toate pentru masa de sărbătoare. Socoteala de acasă însă nu s-a potrivit cu cea din târg, din cauza prețurilor exagerate, spun cumpărătorii. Așa că mulți au chipzuit bine înainte de a scoate banii din buzunar. De dimineață, sute de oameni au venit la piața centrală din capitală după cumpărăturile pentru masa de sărbătoare. În timp ce unii au cumpărat doar produsele care le lipseau, alții și-au umplut bine coșurile, spunând că au lăsat totul pentru ultima zi din lipsa timpului. Ouă, păscuță, roșii, castraveți, te duci câte o lecuță. De ce în ultima zi? E mai puțin de lume. Noi suntem de la sat și am avut foarte mult de lucru, de vărăit, de grevlat. Această familie a venit la piață cu lista bine pregătită de acasă. Castraveți și ceapă și conopie, de și ce mai luat, ridichie, tot pentru Paște. Oamenii spun că în acest an din meniu nu va lipsi carnea și nici legumele proaspete. Răcituri, o fripturică, o găină în rolă, ceva caldă cu cartofi, pască, cozonac, desigur asta e, că chiar ne ducem să cătăm pască. Ca de obicei, pârjoale, răcituri, salături, tort, păsculiță. Chiar dacă cumpără de toate, cumpărătorii se plâng că în acest an prețurile sunt mai mari și bat la buzunar. Mai scump, cred. Dar dacă trebuie, nu-i în toate ziua Paștele. Printre cele mai solicitate produse au fost carnea, ouăle și pasca, care nu pot lipsi de pe masa de sărbătoare. Cozi s-au format și la tarabele, unde se vindeau coșuri pentru Paște. Prețurile sunt respectiv aproape ca și dată, puțin ridicate și atât. Deci în gen, cam ați vândut acest an de Paște? La 100-150, așa. Cel mai preferat coș, vă spun, e drept îndular, ăsta, pentru că respectiv întrânsul mai bine încape pasca, e mai comod, calitatea e foarte bună. Astăzi piața centrală a avut program scurt. În următoarele două zile aceasta va fi închisă, iar vânzătorii vor reveni la tarabe marți. Mirosul cozonacilor proaspeți scoși din cuptor s-a răspândit în toată țara, inclusiv în penitenciarul de la Rusca. În ajun de Paște, deținutele de aici au copt pască și cozonaci și au vopsit ouă. Noi am vopsit ouăle pentru... Ne gătim de Paști, câte de două ouă facem și de-am de pregătim. Și asta mai avem de acasă, care părinții ne trimite, catlete, de-am cârnați, pătlăjele.
Chiar dacă sunt private de libertate, condamnatele de la Rusca încearcă să păstreze tradițiile pascale. Cum se sărbătorește Paștele în închisoare? Aflați imediat în jurnal. Pensiunile turistice din țara noastră se pregătesc de oaspeți. Turiștii moldoveni, dar și cei străini, au făcut deja rezervări și vor veni să petreacă aici sărbătorile pascale. Din cauza războiului din Ucraina, numărul cererilor de cazare a scăzut, spun proprietarii. Tot din acest motiv, la pensiunile din țara noastră vor sărbători Paștele și mai mulți refugiați ucraineni. Natalia și Vladimir sunt din Odessa. De aproape două luni aceștia sunt găzduiți la o pensiune turistică din satul Pohoia Neninoi. Anul acesta soții vor sărbători Paștele aici. Раньше всегда воскресенье мы собирали всей семьёй. А сейчас мы, к сожалению, не можем. Поэтому всё тяжко, несмотря ни на что. Значит, так купили все оливье, сделаем, как обычно, на пасочку. Пасочки купили, венцо купили. Соцій спун, що фечерол лор а рамас на Одеса і лупта акум пе фронт, ка сеш апере цара. Владимир єсте ж єл фост мілітар, а трекут принтре розбоє ші а суправєцуїт. Я этот, учасник бойових действий, з серцем порезаним і так далі. Ну, це вже другий вопрос. Но хуже этого, як взаємоотношення між людьми, не було. La această pensiune au fost adăpostite trei familii de refugiați ucraineni. Așa cum în acest an vor sărbători Paștele aici, pentru ei au fost pregătite coșulețe tradiționale cu pască, cozonac, ouă roșii și vin. Din cauza războiului din Ucraina, în această perioadă au fost anulate mai multe rezervări de cazare făcute de turiști din România și Germania. În schimb, restaurantul pensiunii va fi plin. Avem rezervări, cred că deja peste 30 de rezervări, cam 100 și ceva de oameni. Credem noi că sunt oamenii care deja nu mai au bunei părinți la țară și vin aici să-și aducă aminte de cum erau sărbătorile de Paște pe timpuri. La o altă pensiune aflată în mijlocul unei păduri din raionul Criulenii, oamenii au rezervat cabane pentru câteva zile. Săptămâna viitoare este ocupat integral, 100%. Avem câteva familii din România. Majoritatea este aici, de pe loc, în Chișinău, Bălți, Cahul. Pe teritoriu sunt 15 astfel de cabane care pot adăposti o familie sau mai multe. Spre exemplu, în interior acestea arată așa. Cea mai mare cameră din această căsuță este livingul. Alături sunt două dormitoare. Și, desigur, nu lipsește nici baia. Oamenii vor putea savura bucate tradiționale specifice sărbătorilor pascale. Le avem pregătit păscuța, ouă vopsite, friptură de miel, deja sarmale tradiționale, mici, pește prăjit cu mămăligă. Proprietarii pensiunilor turistice susțin că în ultimii doi ani au făcut cu greu față pandemiei din cauza restricțiilor și scumpirilor. Cu toate acestea, antreprenorii încearcă să nu majoreze prețurile. Paștele îi va prinde pe mulți bătrâni din comuna Calfa, Neninoi, singuri. Asta pentru că nepoții și copiii le sunt plecați peste hotare. Ca să le aline durerea, autoritățile locale și oamenii de bună credință le-au organizat acestora o mică petrecere și le-au oferit produse pentru masa de sărbătoare. Bătrânii au apreciat gestul, însă tot ce își doresc în aceste clipe este pace și bunăstare. În ajun de Paște, bătrânii singuratici din comuna Calfa au simțit căldură și susținere. Oamenii s-au adunat la o mică sărbătoare unde copiii au recitat versuri, iar un ansamblu din sat a cântat. Ila Manole e unul dintre artiști și cântă de 30 de ani. Am rămas numai bătrânei în sat, au rămas. Și să-i bucurăm și noi și ei pe noi. Fiecare bătrân așteaptă această sărbătoare, căci este o sărbătoare de familie. Desigur, la urmă, o punguță cu un cozonac care este sfințit. Spiritul sărbătorii și tradiția e respectată cu sfințenie de fiecare locuitor din Calfa, care înainte de Paște își pregătește casa, dar și sufletul. O mare parte din bătrânii însă împart o mare durere, și anume faptul că le sunt copiii plecați peste hotare, iar sărbătorile îi vor prinde singuri. Am plut lumea cu copii, trei fete și tete-s dus. Una e la Leningrad, alta în Olanda,
Dar trei am o setie. Una singură și mai pot. Îți rog lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi iertare, dă-mi sănătate. Ne sfădim cu bătrânețele. Așteptăm învierea Domnului cu bucurie. Eu mă gândesc, poate ori veni și inima de copiii mei. Ce înseamnă Paștele pentru dumneavoastră? Tare mult. Asta e cea mai mare sărbătoare. Ca să aibă parte de puțină susținere, bătrânii au primit daruri, iar printre voluntari a fost mare forfotă. Peste 300 de pungi cu produse alimentare și nu doar au fost pregătite pentru bătrânii din localitate și urmează a fi împărțite. Voluntarii au aranjat câteva dintre pungi pe această masă. În fiecare pachet este un cozonac, dulciuri, biscuiți, dar și câteva produse de igienă. Iar preotul din sat a sfințit bucatele. Noi le ducem acasă ca ei în ziua de duminică, în ziua de Paște, să aibă și ei sfințit, să mănânci toți sfințit pe masa lor să aibă. Ecaterina Ciobanu a apreciat gestul și spune că cel mai mult își dorește pace și bunăstare pentru toți. Eu păsculiț, o limonă, e și o maioneză, nu știu și mai e niște bomboane. Păzească Dumnezeu pe tătă suflarea și pe copiii și pe mine, de vrăjmași, de pismași, de boli complete și de primejdii negândite. Vom merge la cursele tuturor persoanelor imobilizate, persoanele vârstnice, dar și la familie cu mulți copii care ne așteaptă cozonacul sfințit. Este pentru al cincilea an consecutiv când primăria comunei Calfa și oamenii de bună credință se adună și oferă bucurie vârstnicilor. Tradițiile sărbătorilor pascale sunt respectate cu sfințenie și în rândul deputaților. Unii își spală fața cu ouă roșii, alții gătesc piftie și tot felul de bucate tradiționale, iar cei mai ocupați lasă toate treburile în grija rudelor. Cu toții însă sărbătoresc Paștele pe la casele părintești, alături de familie și oameni dragi. Și miel, da, și pască, și ouă. Da, nu am tot familia care locuim în Chișinău. Ciocă de boulă roșie. Dar dumneavoastră vă întâlnesc? La noi e cam strâmtă la apartament. Vladimir Voronin s-a lăsat greu convins să ne povestească despre planurile sale de sărbători. Ca toți creștinii. Cum? Ce o să faceți? Ca toți creștini. Mai în glumă, mai în serios, Voronin a sugerat că de Paște, pe lângă coșurile cu bucate, i-ar plăcea să fie sfințit și Parlamentul. Trebuie adus de sfințit mai în primul rând Parlamentul ăsta. Vedeți ce prostii fac ei. Așa cum este ocupată cu treburile țării, premierul Natalia Gavriliță ne-a spus că în acest an mama sa va pregăti masa de sărbătoare. Mielul tradițional este preparat de mămica mea, este într-un ceaun foarte mare, este simplu, cu ceapă, anumite legume, condimente și mielul. Eu am preparat și pască cu brânză, îmi place o să fac, dar din păcate nu o să am timp. Președintele Parlamentului ne-a mărturisit că în familia sa există un ritual care este respectat cu sfințenie în fiecare an de Paște. Este un ritual, eu nu știu, la mine la țară, cel puțin dimineață, este un ou vopsit și unul nevopsit. Și un bănuț, da, și este o procedură care noi trebuie să o facem atunci când ne spălăm înainte de a merge la masă și ultimul care vine e bănuțul. Igor Grosu spune că de pe masa de sărbătoare nu va lipsi mielul și piftia. Sunt pus la treabă de rând cu toți, așa că executăm acasă civil, nu președinte. Vicepremierul Andrei Spânu afirmă că va merge de Paște la părinți în satul Ratuș. Părinții sunt cei care se pregătesc cel mai mult. Nu participați în bucătărie? Mai puțin. Nu sunt cel mai bun la acest lucru. Care este preferata dumneavoastră? Eu cred că sarmale. Iar pe Dumitru Alaiba, întrebările noastre l-au făcut nostalgic deputatul și a amintit cum înainte de Paște mătura prin curte și vopsea poarta gospodăriei părinților pe când era copil. Făceam curat, prin ogradă, prin gospodărie, să mai știți cum e lăsat, mai vopsește o poartă, mai una alta. Noastră unde veți sărbători Paște? De obicei am mama, la tata acasă aici în Chișinău. Când eram mic participam la vopsitul ouălor. Marina Tauber s-a amuzat atunci când a fost întrebată dacă va găti în acest an de Paște. Tiți de Paște? Dacă o să am timp, desigur că cu mare plăcere. Ce? Ce o să gătiți? Dacă o să gătesc de data aceasta, o să vă spun și o să vă povestesc. În mod normal, de masă se ocupă bunica și mama.
În ajun de Paște, condamnatele din penitenciarul de la Rusca au copt pască și cozonaci și au vopsit ouă. În premieră, deținutele care învață meseria de brutar la școala profesională din cadrul instituției au făcut câte un cozonac pentru fiecare colegă de-a lor. Femeile spun că încearcă să păstreze tradițiile așa cum o făceau atunci când se bucurau de libertate. Așa că masa de sărbătoare va fi încărcată cu tot felul de bucate tradiționale. Aceasta este atmosfera înainte de Paște în secția brutărie din cadrul penitenciarului de la Rusca. Condamnatele care învață meseria de brutar la școala profesională de aici s-au apucat de muncă, dis de dimineață. Am cântărit 2 kg de făină, în care merg 3 drojdie. Aici, în timp, nu la vreo 25-30 de cozonaci. Luba va sărbători primul său Paște în penitenciar. Femeia ne-a spus că și până ajunge aici îi plăcea să coacă pască de sărbători. Acum însă o face cu mai multă iscusință. Asta pentru că învață să devină brutar. Am dorit să învăț brutar. Și un oricare că am învățat un an de studii, am făcut aici, am hotărât ea că scoacem niște pască la penticiar. Noi am făcut rețeta cu doamna profesoară, așa că în care noi coacem corect, este, dar am făcut pâine, colaci, am copt, fără de asta am făcut plăcinte, multe am făcut, biscuiți am făcut aici. 300 de cozonaci vor fi pregătiți astăzi în bucătăria penitenciarului de la Rusca. Aici, în secția brutărie, muncesc 5 condamnate. Ulterior, fiecare condamnată va primi un astfel de cozonac, pregătit de colegele de la școala profesională din cadrul penitenciarului. Fetele care sunt acum la școală, sunt primul an de studii, și primul, cred că o parte din trânsele sunt care prima dată coc cozonaci. Cred că o să fie o tradiție pe viitor pentru penitenciarul Rusca în fiecare an, brutarii care învață la școala profesională, să pregătească cozonaci pentru toate deținutele. Mergem acum în bucătăria penitenciarului, acolo unde condamnatele au vopsit ouă și au copt plăcinte. Băieții o să fie, o să... Ce să aveți, nu știu. Încă trebuie de făcut încă meniul, dar așa e, dimineața să fie pască. Noi am vopsit ouăle pentru... ne gătim de Paști, câte de 2 ouă facem și te-am de pregătim. Și să mai avem de acasă, care părinții ne trimite, catlete, de-am cârnați, pătlăjele. Pentru această femeie, Paștele din acest an este al treilea pe care îl sărbătorește în penitenciar. Ea spune că încearcă să se pregătească de sărbătoare la fel cum o făcea când era în libertate. Cum ne învăța mama de acasă, așa, și vopsim ouăle și... un Paște... de Paște să vină vizită la dumneavoastră? Da, mă mică, ca să vină. Așteptăm, da. Avem copii, ne așteaptă acasă cu drag și noi trebuie să fim tari. Tradiția de a sfinți bunătățile de Paște se păstrează și în închisoare. Astfel, de dimineață, preotul va sfinți bucatele, iar ulterior, fiecare deținută va primi câte un cozonac și 2 ouă roșii. La penitenciarul numărul 7 de la Rusca și spășesc pedepsele circa 300 de femei. Pentru mulți moldoveni, sărbătorile înseamnă în special mese încărcate cu tot felul de bucate. Mâncate cu poftă și de regulă câteva zile la rând, bucatele tradiționale pot provoca serioase tulburări digestive. Pentru a evita astfel de neplăceri, nutriționiștii îndeamnă oamenii să aibă grijă la produsele pe care le consumă și mai ales la cantitatea acestora. De sărbători e mereu aceeași poveste, bucate multe, gustoase și poftă de a mânca din toate. Pentru a evita tulburările digestive în urma exceselor alimentare, nutriționiștii ne îndeamnă să avem grijă ce și cât consumăm. Să nu uităm că porțiile noastre alimentare nu ar trebui să fie mai mari de 350-400 de grame, pentru că volumul maxim al stomacului este de 500 de grame. Și pentru ca să menținem aceste porții alimentare, este important să nu stăm toată sărbătoarea doar la masă. O altă regulă, masa nu ar trebui să abunde în bucate preparate din diverse tipuri de carne. Vorbind despre însăși compoziția mesei de sărbătoare, este important ca atunci când o așezăm, să optăm doar pentru un singur tip de carne.
fie că este pui, fie că este vită, fie că este miel sau este iepure. Și restul să fie legume proaspete. Deosebit de precauți la consumul de carne, ar trebui să fie persoanele care au respectat postul mare în totalitate sau parțial. Este important în primele câteva zile să nu optăm pentru carne foarte grasă, carne de porc, carne de miel, ar fi bine să o lăsăm pentru ziua 5-a-7-a, de după Paște. În primele zile este ok să alegem puiul, curcanul, iepurele sau vita. Grijă mare la cozonac, pentru că este un produs cu încărcătură glucidică mare și nu se recomandă să fie consumat în exces, în special persoanelor care țin la siluete și bolnavilor de diabet zaharat. Cozonacul nu se asociază cu bucatele grele pe care le regăsim pe masă de Paște. Acesta se consumă la gustare, în porție maxime de 100-120 de grame, iarăși pe zi. Putem să-l separăm la două gustări diferite, dar este important să asociem și cu fructele proaspete pentru a nu crește prea mult zahărul din sânge și respectiv a nu face rău organismului. Trebuie să fiți atenți și câte ouă roșii ciocniți. E recomandat consumul a 1 sau 2 ouă întregi pe zi. Cumpătarea este regula de aur și în cazul consumului de alcool. Optați pentru maxim 2 pahare de vin roșu sec, dar consumați și apă pentru a preveni deshidratarea. Un pahar de vin roșu sec este un aperitiv și favorizează digestia, însă în cazul în care adăugăm mai multe pahare și plus mai combinăm diferite tipuri de alcool, deja digestia se îngreunează. După orele petrecute cu cei dragi la masa de sărbătoare, sunt binevenite mișcările fizice și plimbările în aer liber. Moldoveanul Cătălin Carp s-a făcut remarcat în tricoul celor de la Dinamo București. A marcat gol, iar echipa sa a înregistrat o victorie minimă în Liga I-a României. Iar la Chișinău, peste 100 de canotori, printre care și sportivi ucraineni, au concurat la prima competiție din acest sezon, desfășurată pe lacul Valea Morilor. Între timp, o partidă de la campionatul mondial de snooker a fost întreruptă de un porumbel. Revenim cu detalii, dar și cu alte știri din sport în câteva momente. Alegătorii francezi sunt așteptați mâine la urne pentru runda finală a cursei prezidențiale. Bătălia între președintele în exercițiu, Emmanuel Macron, și contracandidatul de extremă dreapta, Marine Le Pen, se anunță a fi una strânsă. În așteptarea rezultatului final, mai multe bănci importante din lume au făcut predicții legate de alegerile din Franța. Potrivit ultimelor sondaje, eventualul câștigător ar fi Macron, care conduce cu un plus de voturi de 15% față de Le Pen. Potrivit celor mai recente sondaje, actualul președinte este declarat învingător cu 57,5% din voturi, în timp ce prezența la vot a fost estimată la 72%. Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, mai multe bănci importante din lume au făcut predicții legate de alegerile din Franța. Goldman Sachs, una dintre cele mai mari companii de holding bancar din lume, susține că dacă va câștiga Le Pen, piețele pot suferi un șoc pe fondul creșterii incertitudinii privind politica Franței. Banca estimează în proporție de 90% șansele ca Emmanuel Macron să rămână încă 5 ani la Palatul Elysée. Dacă președintele actual al Franței va câștiga, investitorii se pot aștepta la o anumită continuitate în piețe, crede banca de investiții. Citigroup, cea mai mare și mai profitabilă companie de servicii financiare, susține că o victorie surpriză a lui Le Pen va pune probabil presiune pe acțiunile franceze. Scenariul de bază al Citigroup indică de asemenea o victorie a lui Macron, dar cu o probabilitate mai redusă de doar 65% conform CNBC. Banca de pe Wall Street este de părere că șansa unei victorii a lui Le Pen este acum considerabil mai mare decât în 2017, pe fondul unei participări mai slabe și a unei anumite reticențe a alegătorilor de stânga de a-l sprijini pe Macron. Analiștii băncii susțin că acest lucru poate prezenta riscuri pentru piețele de acțiuni, băncile franceze fiind probabil cele mai expuse. De asemenea, euro va fi sub presiune în cazul victoriei lui Le Pen, urmând probabil să piardă din valoare față de dolar. Pe de altă parte, victoria lui Macron ar duce la o creștere ușoară pentru moneda europeană, a spus Citigroup. Economiștii de la ING Bank spun că rezultatul final din acest weekend poate marca un punct de cotitură în politica franceză. În timp ce o victorie a lui Macron va spori probabil integrarea în UE, victoria lui Le Pen ar fi nefavorabilă pentru coeziunea Europei, într-un moment în care continentul se confruntă cu presiuni venite din partea Rusiei. Printre prioritățile lui Le Pen sunt retragerea Franței din NATO și apropierea de Moscova. Acest salt în necunoscut ar aduce probabil o reacție adversă a piețelor financiare, precum și o traiectorie economică foarte incertă, cu presiune asupra perspectivelor de creștere pentru următorii ani, au scris cei de la ING. Conform rezultatelor finale ale primului tur, Macron s-a clasat pe locul întâi cu aproape 28% din sufragii, în fața celor 23% obținute de Le
Pen. În 2017, Emmanuel Macron a învins-o pe Marine Le Pen cu 66,1% din voturi. Luptătorul moldovean Alexandru Romanov este gata să obțină al cincilea succes consecutiv în UFC. În această noapte, sportivul nostru are programată bătălia cu Chase Sherman, supranumit Gorilla. It is a heavyweight matchup. Chase Sherman takes on Alexander Romanov. Ждите, ровно сутки остались до выхода в октагон. Вас ожидает прекраснейшее зрелище. Я вам это обещаю. Înainte de startul competiției, cei doi s-au duelat din priviri, iar ulterior au trecut cântarul oficial. Luptătorul moldovean, care este poreclit King Kong, are 4 victorii la activ în cea mai mare promoție de arte marțiale mixte din lume. De partea cealaltă, americanul a înregistrat doar 2 succese și a suferit 8 înfrângeri în octagonul din UFC. Bătălia dintre Alexandru Romanov și Chase Sherman se va disputa în orașul Las Vegas din Statele Unite. Gruparea Petrocup Hâncești și-a asigurat titlul de vicecampioană a Moldovei. Echipa pregătită de Lilian Popescu a învins-o fără drept de apel pe formația Sfântul Gheorghe în divizia națională. Revenco. Centrează Revenco și este gol Petrocup! FC Petrocub a marcat câte 2 goluri în ambele reprize ale meciului cu Sfântul Gheorghe. Maxim Cojocaru și Vladimir Ambro s-au înscris în primul act, iar Corneliu Cotogoi și Artem Fedorov și-au trecut numele pe lista marcatorilor în partea secundă a duelului. Urma loviturilor de departajare și atunci o nouă ocazie și este 4-0, Artem Fedorov înscrie pentru... De o victorie categorică s-au bucurat și fotbaliștii legitimați la formația FC Bălți. Gruparea antrenată de Serghei Cebotare s-a impus cu 3-0 în partida cu Dinamo Auto. Emmanuel Alarabi a semnat o dublă, iar Nikita Moțpan a stabilit scorul final al întâlnirii. Ceptarul echipei gazdă, urmează centrarea și gol! Formația Petrocub Hâncești ocupă treapta secundă în clasament, având asigurate deja medaliile de argint ale campionatului. În același timp, gruparea Sfântul Gheorghe este pe locul 4, fiind urmată de Dinamo Auto și FC Bălți. Fotbalistul moldovean Cătălin Carp a adus victoria pentru clubul Dinamo București în play-out-ul din Liga 1 a României. Mijlocașul nostru a fost autorul unicului gol în partida cu Gazmetan Mediaș. Centrare! Și este inevitabil, înscrie Cătălin Carp. În minutul 41 al meciului, jucătorul de 28 de ani și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Moldoveanul a trimis cu capul balonul în plasa adversarilor și astfel a bifat a doua reușită în actualul sezon. Dinamo București a învins cu 1-0 și se află în zona retrogradării. Peste 100 de canoturi, printre care și câțiva sportivi ucraineni, au participat astăzi la primul turneu de caiac canoe organizat în acest an pe lacul Valea Morilor din capitală. Concurenții care au urcat pe podium vor participa săptămâna viitoare la Cupa Moldovei. Ce emoții pe start? Волнуюсь. И хочется занять первое место. Какая цель на этом соревновании? Победить, заехать первым, как минимум. В тройку попасть. Внимание! Марш! Tocmai ai făcut curs, acum a fost? Greu. După pauza de iarnă. N-avem mult timp de când a început sezonul și îmi vine cam greu. Din cei peste 100 de participanți care au concurat la turneul de astăzi, 20 sunt originari din Ucraina. Acești sportivi s-au refugiat de câteva săptămâni în Moldova și au decis să profite de competițiile desfășurate la noi în țară. Canotorii ucraineni au avut nevoie de mai mult timp pentru a se acomoda cu apa lacului din parcul Valea Morilor. Vântul puternic și-a spus și el cuvântul. Опыт, потому что по такой погоде придется гоняться, возможно, на других международных соревнованиях. Если честно, было очень тяжело, дул сильный ветер, как бы баланс я свой
пытался удержать. Поначалу было тяжело к нему привыкать, но уже хорошо. У нас просто, получается, в Днепре есть канал большой. Мы привыкли ходить по прямой, а тут так с поворотами. Спортивii care au urcat pe podiumul de premiere s-au ales cu câte o medalie, dar și cu biletul de participare la competiția programată pe 30 aprilie. Cei mai buni, deci, vor fi selectați acum la concursul acesta, care vor da dovadă să participe la Cupa Republicii. Turneul se va desfășura din nou pe lacul din Parcul Valea Morilor din Chișinău. La competiție vor participa și sportivii de performanță, printre care Serghei și Oleg Tarnovski, dar și dubloul feminin, din care face parte Daniela Cuciu și Maria Olerașu. Un porumbel a întrerupt un meci de la campionatul mondial de snooker. Pasărea a aterizat chiar pe masa de joc, în timp ce Mark Shelby, actualul deținător al trofeului, se duela în optimile de finală. Close to taking a 4-2 lead last night. Missed the yellow. Oh, goodness me, hang on. We've got an unexpected visitor in the house. Has he bought a ticket? That is the question. La începutul celui de-al șaselea joc dintre campionul în exercițiu și un reprezentant al Chinei, porumbelul a intrat în sală. Prezența acestuia a stârnit un șir de aplauze din partea publicului venit la competiția desfășurată în teatrul Crucible din Anglia. Organizatorii competiției au anunțat că pasărea a fost scoasă în siguranță din sală și că nu a pățit nimic. Partida de snooker a fost întreruptă la scorul de 4-4. În această fază a turneului câștigă cel mai bun din 25 de jocuri. Echipa feminină a clubului FC Barcelona a doborât recordul mondial de asistență în tribune, stabilit acum o lună tot de fetele legitimate la formația catalană. Aproape 92.000 de spectatori au fost prezenți aseară la partida din Liga Campionilor. Todavía quedan unos minutos para que arranque ese partidazo. Recordemos, pudimos disfrutar de este récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino aquí en Dazón. 91.648 de fani au venit la meciul dintre FC Barcelona și Wolfsburg din cadrul semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal feminin. La partida de aseară, în tribunele stadionului Camp Nou au fost prezenți cu 95 de spectatori mai mulți decât la duelul din faza sferturilor, când echipa catalană a învins-o pe Real Madrid. Fanii au avut parte de multe goluri marcate. FC Barcelona s-a impus cu 5-1 în prima manșă. Meciul retur este programat pe 30 aprilie pe stadionul Volkswagen Arena din Wolfsburg. În cealaltă semifinală a turneului continental, Olympique Lyon o are în postură de adversară pe Paris Saint-Germain. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Zeii Egiptului. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-21-3645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. O seară frumoasă!